Vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea de la primul clip din această serie în care clasăm toți fotbaliștii dintr-un lot de la cel mai slab la cel mai bun. La primul clip din această serie, cel cu Real Madrid, secțiunea de comentarii a fost plină de comentarii cu Barcelona. Așa că clipul de astăzi este despre echipa catalană. Dar puteți să-mi scrieți în comentarii cu ce echipă doriți să continui această serie. Poate fi cu o echipă din România, Europa sau chiar o echipă națională. Iar dacă toți sunteți pe acolo, apăsați și pe butonul de like și abonare. Mulțumesc! Barcelona are 24 de fotbaliști în lot, însă aceștia sunt extrem de tineri și nu am putut să-i clasific. Pentru că, evident, nu am putut să-i văd la joc, așa că o să sar peste ei și trecem direct la locul 20, care este portarul de rezervă, Iñaki Peña, portar crescut de Barcelona de mic și care încă nu a ajuns titular la echipa mare. Pe locul 19 îl avem pe Héctor Forte, un fotbalist tot crescut de Barcelona și care are doar 18 ani. Acesta a fost promovat la prima echipă în acest sezon și sper să-l vedem cât mai mult la treabă. De la un fotbalist foarte tânăr, trecem la un fotbalist foarte experimentat, Iñigo Martínez, s-a dus în 2023 ca o soluție de urgență, iar veteranul care a evoluat doar în Spania în cariera sa nu a jucat deloc rău la Barcelona, însă nu este vreun fundaj de top al planetei. Dacă făceam videoclipul acesta acum câțiva ani de zile, ne gândeam că Ansu Fati, urmașul lui Lionel Messi, va fi pe locul 1, într-un video de genul, însă wingerul spaniol a avut ghinion incredibil, cu accidentările care i-au distrus pur și simplu cariera. Și cu toată durerea pe care o am în suflet, trebuie să-l clasez doar pe locul 17. Locul 16 este Eric Garcia, care a fost adus în 2021 de la Manchester City, însă acesta nu a reușit să se impună niciodată la Barcelona. Însă sezonul trecut, acesta a fost titular la Girona, echipa șoc a campionatului spaniol, iar anul acesta poate va face o surpriză frumoasă și la Barcelona. Alt fotbalist adus de Barcelona de la Manchester City este Ferran Torres, pe care catalanii au plătit 55 de milioane de euro, însă nici aici extraterestrii nu au făcut o mutare prea inspirată din punctul meu de vedere. Torres nefiind un jucător la nivelul pe care Barcelona și-l dorește. Fermín López este un jucător creat de Barcelona în propria academie, destul de tânăr și care are mare potențial. Sezonul trecut a fost unul bun pentru campionul european și olimpic și cred că în acest sezon Fermín va exploda. Transferat gratis de la Chelsea la Barcelona, Andreas Christensen a câștigat tot ce se putea cu Chelsea, mai puțin titlul de campion, performanță reușită cu Barcelona în primul său sezon, iar de atunci danezul a rămas un fotbalist de calitate, serios și constant. Barcelona are foarte mulți fotbaliști tineri crescuți în propria pepinieră și aș putea spune că aceștia reprezintă nucleul primului 11, categorie din care face parte și Balde. Fundașul stânga este urmașul natural al lui Jordi Alba, fiind un tânăr cu mare viteză, este și un bun pasator, iar în următorii ani cred că va ajunge la un super nivel, potențialul fiind acolo. Pentru Jules Koundé s-a dat în urmă cu ceva timp o adevărată luptă pentru semnătura sa, însă la final francezul a semnat cu Barcelona, unde de nevoie a fost mutat în bandă, jucând mai mult ca și fundaș dreapta. Koundé mi se pare că a jucat binișor atât ca fundaș central cât și ca fundaș lateral, așa că locul 11 este al său. Cu Barsi face ravagii în rândul fetelor tinere. Fundașul central în vârstă de doar 17 ani este un fotbalist care din punctul meu de vedere va exploda în acest an. Spaniolul deja este cotat la 30 de milioane de euro, iar fanii catalani își pun mari speranțe în acesta, pentru a deveni un nou Carles Puyol. De aceea și eu o să-i acord foarte mult credit și l-am poziționat peste alți fotbaliști mai experimentați din acest video. Deși a fost transferat pentru foarte mulți bani, iar așteptările erau imense, olandezul De Jong nu m-a impresionat, sincer să fiu, niciodată. Nimeni nu spune că nu este un mijlocaș valoros. Acest lucru se vede cu ochiul liber în momentul în care olandezul pune piciorul pe minge, însă se pare că pe New Camp nu este locul său potrivit. De aceea cred că un transfer la United sau Chelsea nu ar fi fost rău.
După ce banderola de capitan s-a plimbat de pe umărul lui Puyol, Iniesta, Xavi sau Messi, acum aceasta a ajuns pe puternicul braț al lui Marc-André Ter Stegen, care apără poarta Barcelonei de fix un deceniu. Germanul este un super portar care de atâția ani este unul dintre cei mai buni din lume, oferind încredere apărării catalane. Cel mai scump fotbalist transferat de Barcelona în această vară este Dani Olmo, care a impresionat la campionatul european din Germania, însă compensează foarte mult cu tehnica și pasele sale, care pot destabiliza orice apărare, reușind deja să marcheze 2 goluri în primele meciuri din La Liga. Cel mai bun fundaș pe care Barcelona l-a avut în ultimii ani este de departe uruguaianul numit Ronald Araujo. În vârstă de doar 25 de ani, Araujo este un gladiator, un fundaș înalt de peste 1,90 m, puternic din punct de vedere al fizicului și care ține în spate toată linia defensivă a echipei. Sincer să fiu cu voi, Rafinha mi se pare un fotbalist extrem de underrated. Adus de la Leeds United, brazilianul arată pe teren de ce vine din țara lui Dinho sau Nazario. Acesta a reușit anul trecut un sezon bun, iar acum are un început perfect în Spania cu 3 goluri și 3 pase decisive în primele 4 etape. După cum spuneam mai devreme, viitorul Barcelonei și marile talente vin din propria grădiniță. Acesta fiind și cazul lui Gavi, unul dintre cei mai buni mijlocași centrali din lume, deși are doar 20 de ani. Acesta a primit în 2022 premiul pentru cel mai bun fotbalist tânăr din lume și în următorii 15 ani cred că va asigura fără probleme mijlocul terenului la Barça. Acesta va face echipă așa cum au făcut-o înainte Xavi și Iniesta cu Pedri, cel mai bun prieten al său. La fel ca și Gavi, acesta a primit premiul Copa în 2021 și este un produs 100% al Academiei Catalane. Spaniolul deja este campion în Spania și campion european, visul său fiind de a câștiga Liga Campionilor cu echipa inimii sale, Barcelona. Robert Lewandowski a trecut de ceva timp de forma sa maximă, însă polonezul de 35 de ani încă poate să fie decisiv în fața porții. Leva ne-a obișnuit cu numeroasele sale goluri la Barcelona, dar mai ales la Bayern. Iar acum că Barça are un antrenor german care îl cunoaște foarte bine pe polonez, cred că acesta va redeveni un adevărat killer, o mașinărie de goluri și atacantul de care Barcelona are atâta nevoie. Locul 1, Lamine Yamal. Da, mai e ceva de spus? Sincer acum, nu cred că mai am nevoie de argumente. Acesta a fost absolut incredibil atât la Barcelona în sezonul trecut, cât și la campionatul european din Germania, unde puștul de doar 16 ani a fost titular și a dus-o pe Spania până la câștigarea Euro, marcând goluri de povestit nepoților. Yamal are tot, are viteză, are dribling, are tehnică, are pase, are execuții și o viziune de geniu, care ne aduce aminte de Lionel Messi. Nu știu dacă vreun fotbalist se va putea ridica vreodată la nivelul arătat de argentinian pe Nou Camp, însă Lamine Yamal în aceste momente este favorit să devină noul extraterestru din Barcelona. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Scrieți-mi în comentarii cu ce echipă să continui această serie. Eu data trecută am numărat toate comentariile, de aceea câștiga Barcelona. Așa că nu ezitați să scrieți numele echipei voastre preferate, indiferent că este echipă de club sau națională. De asemenea, abonați-vă la canalul TPT pentru că vor urma niște clipuri foarte tari, zic eu, cu content diversificat. De asemenea, un like la acest clip ar ajuta enorm. Mulțumesc pentru vizionare!